Gata, băieții. Uite, drum închis, nu cred că e închis, nu cred, nu spun că e închis, că pe GPS îl văd. Oh. Am ieșit în turnul Măgurele. Acum prin centură, iată încolo. Dar pe GPS îl văd drumul ăsta, ce-a fi închis? A fi o bancardă, ceva închis? A, picior. Așa mai des mă duc 2 km să ies la drumul celălalt din față. Adică pe partea aia. Gata, băieții, cât e ceasul? 1:36. Aia înseamnă că e căldura aipă, combinație. 10 km am prima așezare. 10 km. Am un are cum să e chiar așa de închis drumul ăsta. Închis public, e blocat ceva stradă, dar n-am eu treabă, trec peste. Ca așa trebuie să mai mă duc vreo 2 km ca să ies la drumul celălalt, din partea aia, ca să țin principală. Eu oricum tot în drumul ăla dau, dar mi-a dat mie drumul ăsta pe partea asta și... Of, of! Căldură, nu o filmez mult, e foarte cald. Foarte cald. Am uitat într-un magazin, mi-am luat apă, că am ieșit afară, azi nu cred. Am zis căldura asta de afară, azi nu cred. Pe aici trebuie să umblu eu, asta e? Aici umblăm. Vezi, astea sunt chestiile alea mărunte care mulți se vorbesc cu râd despre ele. Cred că ca să faci un circuit, tot timpul ești la umbră. Echipa de producție lângă mine, cam ce lăsă în spate. Asta e orașul. Cam asta lăsă în spate. Eu trebuie să mă duc pe unde mă duce tirul, dar nu mă duc. E blocat probabil aici undeva, dar nu mă interesează, trec peste obstacol. Îl văd drumul cel puțin 3 km. Deci 3 km am sigur garantat, dacă nu, pe când, tată? Pe când, uiteți, teren de fotbal făcut de primării. Dacă e întreținut ăsta, e întreținut. Uite, tăiat, iarba și... Da, băi, turnul Măgurele e un oraș frumușel. Și... Băi, ok. Băi, ok. Mă gândeam să fie ceva ca celălalt nou. E ok, e chiar ok. Păi e în dezvoltare. Mult tineret, am văzut. Și multe chestii. Case, blocuri, ca peste tot. Acum am ieșit din el. I-am stat să mâncăr telefonul, bateriile și... Asta că, dacă mă întrez pe satul ăsta, pe comunile astea, na. Na, ai unde. Nu, ai unde. Deci... Asta e, 10 km până la prima combinație. Asta înseamnă 3 ore, 3 ore și ceva, depinde cât de des fac pauză. Deci eu trebuie să mă gândesc că 3 ore trebuie să am apă la mine, până ajung la primul. Prima locație unde trebuie să-mi iau apă, oricum nu o să fie apă, cine știe ce, dar totuși o să fie apă. Ah, m-am scârbit de apă. De apa asta la altă, ce o primesc de până stânga-dreapta, nu e bună deloc. Nu e bună deloc. Pentru ei bună, v-am spus că s-o obișnuiți cu ea, dar pentru mine și pentru voi, cei care nu sunteți pe zona, vedeți-vă că nu e bună. Uite aici, cât vezi cu ochii drum, cât vezi cu ochii, asta înseamnă no chance, nu este șansă să mă duc pe la umbră. Uite așa stau eu la pază. Pază stau pe boscheții ăștia. Unde văd umbra un pic mai mare, acolo îmi pun geanta și stau un pic și mă odinesc. Dar cum e vorba mea, traseul de la, e traseu și trebuie să-l duc până la capăt. Căldură mare și cu dacă cod galben de căldură și eu sunt pe drum. Asta e. Plecăm, plecăm. Că de venit am venit și de plecat trebuie să plecăm acum. Deci văd în fața mea că am 3 km, 4 de drum. Capătul până acolo mai este. Cel mai important să nu-mi dai soarele în ochi. Deja e aproape soarele în fața mea și mă depășește el.
mă depășește, iar mă duc în fața lui și fai de capul, cu capul în pământ și greu, și greu. 10 km, asta este. Am 30 de km până la corabia. Sunt 3 comune între corabia și turnul Măgurele. Cam ar veni câte 10 km pe fiecare distanță. Deci să ajung deodată până aici. Și dacă ajung până aici, ar fi cât e 1.40 la 3 2 ore, 2.40. 3, cam pe la 3 aș ajunge. 4, 3 jumate. Da, mă, dacă am spus 2 ore. 1 3.40 4. Da. Așa să ajung. Dacă ajung la 4, e perfect. Acolo, că apoi la 4, chiar e atunci de înăbușala aia și de acolo fac o pauză până la 6 și de la 6 până la 9 jumate mai am 3 ore și în 3 ore probabil că aș ajunge până la următorul sat, ceva cu G, habar nu am. Țin ritmul și încerc să nu pierd vremea pe aici, că dacă pierd vremea pe aici, am spus, aici mor de sete. Uite, nici o mașină nu-i pe drum. Orice ar fi, orice s-a întâmplat, nici o mașină nu-i pe drum. S-a întâmplat sensul să-mi fie sete, atâta. Deja am băut 3 litri, deja, și până acum am băut 3 litri. Stai, că până ajung acolo, îi beau și pe ăștia de ce am pe geantă. Sper să pot să-i beau. M-a acoperit cu tricoul ăla fosforicel, nu trage așa mult soare la el. Și cred că să mut combinațiile. Da, v-am pupat, băieții, și ne vedem pe cealaltă parte, adică în comună. Nu mai filmez, e foarte fierbinte, e foarte cald și o să mi se strice telefoanele. V-am pupat, băieți, pa, pa, și ne vedem încolo. Pa, pa. Thank you.